Lucrări de grafică, sculptură, pictură și artă decorativă sunt reunite în cadrul ediției a patra a Salonului Anual al Filialei Gălățene a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Expoziția, al cărei vernisaj a avut loc la Muzeul de Artă Vizuală Galați, reprezintă o sinteză a celor mai vibrante lucrări realizate în cursul anului trecut de 46 de artiști gălățeni. Pictura, grafica, sculptura se armonizează pe simezele Muzeului de Artă Vizuală Galați. 46 de instrumentiști și-au acordat culorile, formele, pasiunile pentru o simfonie la muzeu. Fiecare interpret poate fi un bun solist, dar ceea ce se întâmplă în spațiul scenic este mai mult decât un solo. Este o simfonie expozițională. În vremuri de COVID, triumfă experimentul muzeistic al imaginii simfonice. Expoziția plasticienilor gălățeni este o dovadă că, fie și în vremuri de pandemie, spiritul artistic are capacitatea de a transcende restricțiile unei realități materiale imediate. Aș putea spune că datorită izolării pe care, mă rog, am resimțit-o cu toți din cauza pandemiei, poate că este și un avantaj, că până acum ne-am plâns doar, un avantaj că artistul s-a închis mai mult în atelier și s-a interiorizat și a putut să scoată lucruri mai valoroase. Salonul Artiștilor Gălățeni este o imagine a dinamicii unei colectivități artistice remarcabile. Putem constata, urmărind această expoziție, modificările peisajului artistic, dar și consecvența în adâncirea stilistică și conceptuală a unor personalități din acest domeniu. Expoziția reunește lucrări pline de picturalitate, dar și îndrăznețe construcții compoziționale. Publicul poate admira lucrări pline de lirism, dar și interpretări elaborate ale imaginilor ce au repere în realitate. Și în domeniul sculpturii, lucrările se remarcă printr-o corelare inventivă a raporturilor dintre tehnică și creativitate. Nu în ultimul rând, o serie de artiști se definesc prin căutări ce implică atât configurarea unor viziuni proprii, cât și a unor concepte vizuale moderne. Observ cu satisfacție faptul că mulți dintre artiști s-au sedimentat. Mulți dintre artiști s-au așezat și au exprimat încet, cu grijă și cu temenicie, și au așezat un stil. Asta este foarte bine pentru că ne identificăm atât ca potențial artistic, cât și ca varietate de exprimare. În luna mai, filiala gălățeană a Uniunii Artiștilor Plastici va marca împlinirea a 70 de ani de existență.